Conform Agenției Județene pentru Plăci și Inspecție Socială, ajutoarele la încălzirea termică acordate în perioada sezonului rece, ce debutează pe data de 1 noiembrie și se finalizează pe 31 martie, în regim centralizat au fost ajutate 3.065 de persoane, iar pentru energie electrică 64 de beneficiari, iar pentru încălzirea cu lemne aproape 10.000 de oameni pe perioada sezonului rece. Încă de la început aș dori să fac o mică precizare. Ajutoarele de încălzire se acordă pentru perioada sezonului rece, sezon rece care debutează pe 1 noiembrie și se finalizează pe 31 martie. Referitor la întrebarea dumneavoastră, până la această dată vă pot informa că pentru energia termică în regim centralizat au apelat la acest tip de ajutor 3.065 de beneficiari cu o sumă totală de 267.000 de lei. Pentru energia electrică, 74 de beneficiari cu o sumă totală de 9.077 de lei și pentru încălzirea cu lemne, un număr de 9.959 de beneficiari, a căror sumă totalizează 2.050.000 de lei noi. Pentru ajutorul de încălzire, sumele plătite se regăsesc în factura lunară, iar când vorbim de ajutorul de încălzire la lemne, sumele se încasează direct de la sediul primăriei arondate beneficiarului. Și aici aș dori să fac o mică precizare. Pentru ajutorul de încălzire, pentru energia termică, respectiv energie electrică, sumele plătite se regăsesc în factura lunară. Pentru ajutorul de încălzire cu lemne, sumele se încasează pentru toată perioada sezonului rece de către beneficiari de la sediul primăriilor în raza căruia locuiesc. Inspectorii AJPIS vor demara și controle pentru verificarea datelor declarate de către persoanele care au depus cerere de ajutor și au primit diverse sume de bani, ori în numerar, ori regăsindu-se aceste sume în cadrul facturilor. Ce veți face mai departe? Vor urma și controle? Da, este evident. AJPIS Mehedinți, prin serviciul său specializat de inspecție socială, va determina în perioada imediat următoare inspecții tematice pe teren pentru verificarea corectitudinii celor declarate de către beneficiarii de ajutoare de încălzire.